tare. Ist die ganze Sinne. Ist die ganze Sinne. Păcat că n-ați auzit de cercetare. Este o organizație la nivel mondial și în țara noastră sunt undeva la 5.000 de cercetari. I-ați văzut, sunt copii cu eșarfe. Da, da. Așa, deci ați văzut. Bun. Noi facem educație pentru viață. Și ca să vă zic un pic, eu am lucrat la cercetari de prin 2008, asta înseamnă după ce am... Exact, mulțumesc. Îmi pare sincer rău că n-am intrat de când am fost copil. Și vă spun și de ce. Se vede diferența și vă spun acum nu ca să mă laud, ci se vede diferența între copiii care fac cel puțin un an de cercetășie și copiii care nu au nicio tangență. Îi învățăm să se descurce singuri, îi învățăm să aibă cumva viața independentă și să nu depindă de familie, de mai știu, prieteni și mai departe. Ziceai de insigne. Da, sunt copiii mai mici care primesc insigne, dar este cumva... poftim? Exact. Exact. Întotdeauna și asta o să... Poate că v-ați mai întâlnit cu chestia asta sau o să vă întâlniți sigur. Facem lucruri atâta timp cât suntem motivați. Și motivația aia trebuie să vină ori intrinsec, ori extrinsec. Și atunci, ăștia micii, care nu fac neapărat activitatea asta pentru că le place, ci pentru că sunt părinții care zic te duci la cercetare și poți să fie bine. No. Ei trebuie să fie motivați cumva. Și atunci, da, sunt și ceva insigne pe care le primesc. Da, sunt logopedi. Întreba Andreea dacă știe cineva ce este meseria asta sau ce presupune meseria asta. Okay. O să zici mai tare. Zic că nu contează, că suntem puțini, poți să greșești. E de aproape, nu este ceva doctor, dar nu e ceva, dar... Bun. Ajută. Hai să mergem pe doctor. Ca să vă spun o glumă, dar nu-i doctor. Deci nu ține de medicină, nu nimic. E foarte mișto când sună lumea la programări și eu, doamna doctor Pauletti și de câte ori am încercat să corectez. Nu a ajuns nicăieri și atunci, da, doamna doctor, e doamna doctor și este luat foarte în serios dacă este cu doamna doctor. Așa nu mare, logopedia corectează limbajul. Aveți colegi, aveți în familie copii care nu zic pe rând, care vorbesc susuit, care vorbesc luluit. Eu corectez limbajul. Și lucrez cu copii mici, da, de la 3 ani jumate, până la adulți mai nou. Și e foarte mișto. Foarte, foarte mișto. Ba da. O să vă povestesc apropo de asta cu cuvântul râsului. Prima mea experiență în cabinet. Foarte pregătită eu, ieșisem de pe băncile facultății, de când am intrat în facultate, eu am vrut să-mi deschid cabinetul meu personal, am zis, eu nu lucrez la nimeni, asta vreau să fac. Și am intrat în cabinet, prima mea programare. Ideea este că logopedia merge foarte bine făcută în oglindă. Pentru că în momentul în care îi explici copilului, trebuie să te și vadă pe tine și să și vadă pe el cum face. Și atunci mă pun în oglindă cu, era un băiețel, nu mai țin minte numele, știu sigur că avea undeva între 4 ani, și trebuia să facem ca mașina. Știți sunetul de mașină, nu? Bun. Nu, așa este. Bun. Da? Ei bine, în momentul în care am început să fac cu băiețelul ca mașina în oglindă, vă dați seama că am bunit în râs și băiețelul se uita la mine și nu știa ce să fac. Da, nu, sunt momente de genul ăsta și sunt... la un moment dat încep să te înveți și încep din bufnitul ăla de râs să faci alte activități, ca să nu pară chiar... Da, e... Unii prieteni îmi spun că ăsta nu este un job, de fapt, că eu mă joc toată ziua. Sunt cazuri în care cumva trebuie să o duci și la extra. Adică tot plecând de la sunetul ăsta de mașină, am avut un caz
în care făcând doar sunetul ăsta, copilului nu ieșea. Și atunci am devenit amândoi niște mașinuțe, am decupat și pictat niște roți din hârtie, pe care ni le-am lipit și la mâini și la picioare, că domnul mașina are 4 roți. Și am început prin clădirea unde am eu cabinetul să facem o mașină. Bine, nu vă spun reacția doamnelor asistentelor jos, care ne-au văzut pe coridor. În schimb, după 2 ore de genul ăsta, a devenit mașinuțe, băiețelul meu și sunt copere. Deci da, ducem și până la extrem toată partea asta și da, și glumim în râs. Mă tot gândeam, venind pe drum, face ce anume să vă povestesc. E bine, nu știu. Am venit anul trecut cu un speech foarte pregătit, nu mai știu nimic ce mi-a pregătit. Așa că anul ăsta am zis că vin și las la latitudinea voastră să mă întrebați efectiv ce vreți. Despre cercetare, despre ce înseamnă să fii lucrător de tinere, despre ce înseamnă să nu ai timp, sau nu să nu ai timp, să ai puțin timp pentru familie și prieteni, pentru că tu trebuie să faci voluntariat 24 de ore pe zi și familia vine și zice, a, iar nu stai cu mine în seara asta. Despre ce înseamnă să fii cercetat, despre ce înseamnă să fii logoped, orice puteți să mă întrebați. Când am primit pasiunea despre logopedie? Logopedie? Hai să-ți spun. Am pregătit 2 ani de zile în liceu să dau la medicină. Am renunțat la medicină, cred că înainte cu o lună de a gata clasa 12-a. Da. Și în drum spre Cluj, eram cu mama și cu tata atunci în mașină, le-am zis că eu vreau să dau la psihologie. Bine. Oprit frână bruscă, tras pe dreapta.